Salut! Sunt Cristian Greger, iar acesta este vlogul de călătorie Macareni. Vă spuneam într-una dintre edițiile trecute că urmează să călătoresc pe de-o parte cu Dodo, pe de-alta cu Alexandra. În episodul de astăzi ajungem în Altenkirchen, în Germania, la unul din cele mai bine organizate turnee din circuitul anual ITF. Este hotelul care găzduiește turneul. E un super hotel care are camere tematice, o să vorbim puțin mai încolo. Au o sală cu 4 terenuri, suprafața e o carpetă destul de rapidă. Au piscină, au o sală de fitness extrem de complexă, echipată. Și cred că e unul din cele mai frumoase locuri în care am apucat să merg până acum. Camera noastră are ca tematică golful, deci în scurtele momente libere ne-am distrat jucând mini-golf. Sau cel puțin am încercat. Am fost primiți foarte bine de organizatori și totul a arătat mai mult decât festiv. Asta este culoarul care duce către terenuri, unde găsești tot felul de lucruri legate de sport. Almanac din 1952. Uite, filmez toate chestiile astea tematice. De la olimpiade, de la turnee. O întreagă colecție. Bazată pe ani. Nu provoci? E un șah 3D. O grămadă de chestii interesante, iar din punct de vedere al organizării, nota 20. Chiar și Alexandra spunea că rar vezi așa ceva. Da. Deci la VTA nu există 5 fizio. Și aici au 5. Este traiul pe pământ. Hai, pe galerie! Hai, de Cristi! Hai, de Cristi! Hai, facă! Și din nou mini-golf. Seara au realizat jocuri sau evenimente pentru jucătoare și antrenori, de unde am extras această demonstrație de trick bike, făcută de chiar un membru al echipei organizatoare. Povestea lui este un adevărat exemplu. S-a accidentat foarte grav la picior într-o competiție, însă asta nu l-a oprit și cu multă muncă a revenit pe bicicletă.
Printre meciuri am reușit să observăm și împrejurimile. Ziua finală. Pentru că Alexandra a ajuns până în finala probei de dublu alături de partenera ei, Cornelia Lister. Pe un meci intens și un final dramatic în care au reușit să salveze și o minge de meci, au câștigat, încununând astfel o săptămână minunată. Așa, suntem în aeroport. Hello. Uite campioana. Campioana, arată cupa. Peripeții cu cupa, ne-au întrebat ce facem cu ea, dacă putem să o luăm. Ia uite ce frumoasă e. Am dat-o. Și mergem mai departe. Budapesta. Aici se încheie episodul din Germania. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, nu ezita să dai un like, poate un share și nu uita să dai subscribe canalului nostru de YouTube. Astfel ne încurajați să producem content fain în continuare. Până data viitoare, numai bine!